164, e drept că Iisus a murit pentru păcatul meu. Să ne rugăm. Doamne, Domnul nostru, Tatăl nostru care ești în ceruri, ne apropiem de Tine și în ceasul acesta al serii în numele Domnului Iisus și ne plecăm inimile cu umilință înaintea Ta, Doamne. Binecuvântăm și lăudăm numele Tău pentru că este înălțat mai presus de orice nume. Înălțăm numele Domnului Iisus al răscumpărătorului nostru. Și vrem să-ți mulțumim, Doamne, că Domnul nostru Iisus Hristos a murit în locul nostru. Mulțumim pentru moartea Lui răscumpărătoare, pentru că ne-a scos din moarte și că ne-a dus la viață. Mulțumim, Doamne, că a biruit moartea. Mulțumim că a fost gata să se încarce cu păcatele noastre și să plătească plata pentru ele, Doamne, pentru ca să ne împace cu Tine. Mulțumim pentru pacea pe care o avem prin Domnul nostru Iisus Hristos. Mulțumim pentru viața veșnică pe care o avem în El. Mulțumim pentru seara aceasta când ne aducem aminte de jertfa Lui, de suferința Lui. Cercetează-ne din nou, Doamne, Te rugăm, prin Duhul Tău cel Sfânt și prin Cuvântul Tău. Și ajută-ne să fim plini de recunoștință față de Domnul Iisus, pentru dragostea cea mare pe care a arătat-o față de noi, pentru harul mare pe care ni l-a adus, pentru jertfa mare, pentru prețul mare pe care l-a plătit, ca să ne răscumpere. Fie binecuvântat numele Tău, în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Domnul să vă binecuvânteze. Toți care ați venit la casa Domnului să vă întâlniți, să ne întâlnim cu Domnul Iisus, să avem părtășie cu El și să ne exprimăm recunoștința din inimă pentru tot ce a făcut El pentru noi. În seara aceasta, tinerii noștri vor conduce serviciul acesta de închinare și prima parte a serviciului va fi în limba engleză. Să rog pe Isaac să citească, să înceapă să citească Evanghelia în limba engleză. I'd like to keep standing as we read Mark 15, and we will
read throughout this read this chapter of the Bible throughout the night, so if we could keep our Bibles open to it. Mark chapter 15. And straightway in the morning the chief priests held a consultation with the elders and scribes and the whole council, and bound Jesus and carried him away and delivered him to Pilate. And Pilate asked him, "Art thou the king of the Jews?" And he answering said unto him, "Thou sayest it." And the chief priests accused him of many things, but he answered nothing. And Pilate asked him again, saying, "Answerest thou nothing? Behold, how many things they witness against thee." But Jesus yet answered nothing, so that Pilate marveled. Now at that feast he released unto them one prisoner, whomsoever they desired. And there was one named Barabbas, which lay bound with them that had made insurrection against with him, who had committed murder in the insurrection. And the multitude, crying aloud, began to desire him to do as he had ever done unto them. But Pilate answered them, saying, "Will ye that I release unto you the king of the Jews?" For he knew that the chief priests had delivered him for envy. But the chief priests moved the people, that he should rather release Barabbas unto them. And Pilate answered and said again unto them, "What will ye then that I shall do unto him whom ye call the king of the Jews?" And they cried out again, "Crucify him!" Then Pilate said unto him, "Why, what evil hath he done?" And they cried out the more exceedingly, "Crucify him!" Amen. I'd like to remain standing. The youth have a medley. They would like to sing with us all. After which, Jessica Marin has a piano solo. And again, the youth choir with Boundless Love. Oh,
rog să luați loc.
Rise. Citirea de în seara aceasta e din Marcu capitolul 15. Începem cu versetul 15. And so Pilate, willing to content the people, released Barabbas unto them and delivered Jesus, when he had scourged him to be crucified. And the soldiers led him away into the hall called Praetorium, and they called together the whole band. And they clothed him with purple and plaited a crown of thorns and put it about his head, and began to salute him, "Hail, King of the Jews!" And they smote him on the head with a reed and did spit on him, and bowing their knees, worshipped him. When they had mocked him, they took off the purple from him, and put his own clothes on him, and led him out to crucify him. And they compel one, Simon a Cyrenian, who passed by, coming out of the country, the father of Alexander and Rufus, to bear his cross. And they bring him unto the place Golgotha, which is, being interpreted, the place of a skull. And they gave him to drink wine mingled with myrrh, but he received it not. And when they had crucified him, they parted his garments, casting lots upon them, what every man should take. And it was the third hour, and they crucified him. And their superscription of his accusation was written over, King of the Jews. Amen. Acum, surorile Murg au cântare spre slava Domnului, după care corul are o cântare și Hannah Abrudanu are un solo spre slava Domnului. You may be seated. Stricken, smitten, and afflicted, see him dying on the tree. 'Tis the Christ by 'tis the Christ by man rejected. Yes, my soul, 'tis he, 'tis he. 'Tis the long expected prophet, David's son, yet David's Lord. Proofs I see sufficient of it, 'tis the true and faithful word. Tell me he
like his. Runs through fear, his cause disowning, foes insulting his distress. Many hands were raised to wound him, none would interpose to save. But the deepest stroke that pierced him was the stroke that justice gave. He who think of sin but lightly, nor suppose the evil great, here may view its nature rightly, here its guilt may estimate. Mark the sacrifice appointed, see who bears the awful load. 'Tis the Word, the Lord's anointed, Son of Man and Son of God. Here we have a firm foundation, hear the refuge of the lost. Christ the rock of our salvation, Christ the name on which we boast. Lamb of God for sinners wounded, sacrifice to cancel guilt. None shall ever be confounded who on him their hope have built.
shall be near, O my God, to thee. Near, O my God, to thee. Nearer to Let us yet again stand out of reverence for God's word. As I read Mark, from Mark 15, starting with verse 27. And with him they crucify two thieves, the one on his right hand and the other on his left. And the scripture was fulfilled, which saith, and he was numbered with the transgressors. And they that passed by railed on him, wagging their heads and saying, Ah, thou that destroyest the temple and buildest it in 3 days, save thyself and come down from the cross. Likewise also the chief priests, mocking, said among themselves with the scribes, He saved others, himself he cannot save. Let Christ, the King of Israel, descend now from the cross, that we may see and believe. And they that were crucified with him reviled him. And when the sixth hour was come, there was darkness over the whole land until the ninth hour. And at the ninth hour, Jesus cried with a loud voice, saying, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which is being interpreted, my God, why hast thou forsaken me? And some of them that stood by, when they had heard it, said, Behold, he calleth Elias. And one ran and filled a sponge full of vinegar and put it on a reed and gave him drink to drink, saying, Let alone. Let us see whether Elias will come to take him down. And Jesus cried with a loud voice and gave up the ghost. And the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom. Amen. Amen. Another youth choir with another song, He Prays Alone.
Stand once more. As I read from Mark 15, verse 39. And when the centurion, which stood over against him, saw that he so cried out, and gave up the ghost, he said, "Truly, this man was the Son of God." There were also women looking on afar off, among whom was Mary Magdalene, and Mary, the mother of James, the less, and of Joseph, and Salome, who also when he was in Galilee followed him and ministered unto him, and many other women which came up with him unto Jerusalem. And now when the even was come, because it was the preparation, that is, the day before the Sabbath, Joseph of Arimathea, an honorable counselor, which also waited for the kingdom of God, came and went boldly unto Pilate and craved the body of Jesus. And Pilate marveled if he were already dead. And calling unto him the centurion, he asked him whether he had been any while dead. And when he knew it of the centurion, he gave the body to Joseph. And he brought fine linen, and took him down, and wrapped him in the linen, and laid him in a sepulchre which was hewn out of rock, and rolled a stone unto the door of the sepulchre. And Mary Magdalene and Mary the mother of Joseph beheld where he was laid. Amen. Amen. You may be seated. And now the choir would like to sing
a congregational hymn with the rest of the church, and we will be led by Andrei Buzdugan. After which, Mark Hewell will have his English message, and after which the youth choir will sing once again, Come Give Him Thanks. 138. Vă rog frumos să vă ridicați. You know what's coming. I'm sorry. Please stand. Please open the Bibles, and I'd like you to project it on the screen. Psalm 22. Psalm 22 will begin with verse 1. And we'll go till 16. My God, why have you forsaken me? Far from my deliverance are the words of my groaning. Oh my God, I cry by day, but you do not answer, and by night, but I have no rest. Yet you are holy. Oh, you are enthroned upon the praises of Israel, and you, our fathers, trusted. They trusted and you delivered them. To you they cried out and were delivered. In you they trusted and were not disappointed. But I am a worm and not a man, a reproach of men and despised by the people. All who see me sneer at me. They separate with the lip. They wag the head saying, Commit yourself to the Lord. Let him deliver him. Let him rescue him because he delights in him. Yet you are he who brought me forth from the womb. You made me trust when upon my mother's breasts. Upon you I was cast from birth. You have been my God from my mother's womb. Be not far from me, for trouble is near, for there is none to help. Many bulls have surrounded me. Strong bulls of Bashan have encircled me. They open wide their mouth at me as a ravening and a roaring lion. I am poured out like water, and all my bones are out of joint. My heart is like wax. It is melted within me. My strength is dried up like a potsherd, and my tongue cleaves to my jaws, and you lay me in the dust of death. For dogs have surrounded me. A band of evildoers has encompassed me. They pierced my hands and my feet. Amen. Please be seated.
Today is Good Friday, and as you all know, today is the day which Jesus suffered and died about 2,000 years ago. And therefore, tonight we read this psalm, Psalm 22, which is one of the most prophetic psalms in terms of the suffering and the death of Jesus Christ. And that's also why we stopped reading where we did, at Jesus' hanging on the cross with his pierced hands and feet. This psalm describes much of the pain that Jesus went through as he was hanging on the cross. What he must have been thinking, what he said, what the people said to him, and various other pieces of information. But of all of this information here, I want to focus on his physical pain and how intense that pain must have been. Let's see what we know about his physical suffering and what we see in various other passages. So what happened after Jesus was arrested in the garden, and what did he experience up until his death? We read in the Gospels that before the cross, he endured many beatings. People, the crowd punched him, they slapped him, they spit on him. The Roman soldiers did all of this to him. We read that he was hit on the head with a reed or a staff like a cane, and they used this to mock him. We know that they put a crown of thorns on his head, an area on the body where there are so many nerves that it was almost impossible to miss one. And that would have caused so much pain. And after that, they hit him even more on the head. Isaiah says that his beard was pulled out. And later on, Isaiah mentions that he was so disfigured that you couldn't even recognize him. And then he went through scourging or flogging. He was tied up and he was whipped, probably on his back and his front too. These whips being made of leather straps that had sharp pieces of metal or sheep bones inside of them. And with each hit, it grabbed his skin and tore it. And with every hit that he received, it went deeper and deeper into his muscles. Verse 6 from the psalm we read today states, "I am a worm and not a man." In this case, the word used for worm is tola, which actually means a scarlet worm. And in order for us to understand what the psalmist is saying here, we have to know a little bit about the Kermes illicis. It's an actual worm that exists. What happens is when the female worm is ready to give birth to her offspring, she attaches herself to a tree and dies there. And as she dies, her entire body is stained by blood and the babies inside of her. Think about that picture. Think about the similarities there. That worm is on a tree. It dies. It gives its life for its children. But most of all, think about how it connects with Jesus' suffering, since that's what tonight is about. He was covered in blood. He was stained all red. He was like a worm stained in blood. Verse 14 in the psalm that we read also confirms this. It says, "I am poured out like water." The word used there can also refer to blood. Jesus' blood was just poured out of him. He had so many cuts that it was just dripping out of him. On the road to the cross, he had to carry a heavy load on his back and on his shoulders, which was already torn up. He probably got splinters into his skin. He couldn't even carry it because he was so weakened, and they had to get somebody else to carry it for him. It was probably a hot day, and sweat was getting in all of those cuts. Think about the dirt and the dust from the road. If he fell, that would have added to that. And when he arrived at Golgotha, his robe was taken off of him, a robe that probably at that point had already adhered to his back and his front, just reopening all of those cuts. And then he was nailed to the cross, as we saw in this verse. "They pierced my hands and my feet." I can't even imagine the pain he must have felt as they went into his skin. And as you know, these were meant to pin him
to that cross, and with any movement, it would hurt so bad. As he was on the cross, the psalm says, all my bones are out of joint. Not literally, but here it's used as an expression. His bones were as infunctional as if they were just out of joint. He couldn't move. On the cross, more splinters probably got in his back as they raised him. And of course, the whole point of crucifixion was a torture for the victim. It was meant to make him die of suffocation. Because of the way he was hung, it was extremely difficult to breathe. And every time he wanted to get a breath, he had to push up with his legs or with his arms. And that would cause those nails going through to make immense pain shoot through his body. And that's just for a single breath. Typically, after a few days, the victim would die. And we see that Jesus actually died within a few hours, meaning that his suffering was so much worse than what was typical. So that's what Jesus went through 2,000 years ago today. And it begs the question, why did he have to suffer like that? Why did he have to suffer so much physical pain? Did you guys ever think about that? Why couldn't he just take our sins and die an instant death? That would have been sufficient. All he had to do was live a perfect life, take our sin on him, and die a death with blood. That's it. He could have died a quick death, but he didn't. And so, why did he choose to suffer all of that? And don't think about the prophecies that he had to fulfill the prophecies. I'm talking about before those prophecies were even written. Why did God choose to put this suffering in Jesus' life plan, into his plan of salvation? Tonight, as we remember the suffering and the death of Jesus, this is what I want to focus on. Not his emotional suffering as he was betrayed, or not his spiritual suffering as he took sin on him, and not even his resurrection, which we'll talk about Sunday, but his physical suffering, his physical pain. What can we learn from the cuts and the bruises that he received? Tonight we'll discuss two things that we can learn from this aspect of his life. So let's look in God's Word and see what we can find. The first thing I want to point out is that Jesus suffered so much physically in order to expose our sinfulness. Because of all that physical pain that was inflicted on Jesus, we see the extent to which we are wicked, that man is wicked. Where do we find this? Well, first, we know this because of the verses we read tonight. Verse 16 says, "A band of evildoers have encompassed me, and they pierced my hands and my feet." It was the sinners who crucified Jesus, who pierced his hands and his feet. Humans are so wicked that they subjected Jesus to die such a wicked death, such a horrific death. This verse is clear in that message, that it was the sinful humans who put Jesus on the cross. And through all of that suffering, it was man that cried out, "Crucify him!" Our sinful nature wanted to see him die so brutally. The wickedness of man put him through flogging. Our sinfulness was the source that wanted to see him humiliated and beaten and mocked. And it was our sinfulness that chose to have nails go into his hands and feet. The psalmist tells us that the sinful man pierced his hands and feet. Did you ever think about that? Jesus did only good for those people. He healed their sick. He cast out their demons. He taught them in a way that amazed them. And all of this good work was repaid with evil. They spit in his face. They tortured him. They pulled out his beard. They disfigured his face. All that good was repaid with evil. And now you may be thinking that it was in fact not sinful man, but it was Satan behind it. And this is partly true, because Satan did bring sin into the world, and therefore that involves him. But I want you to notice that it's sinful man at the forefront of this pain. I'm talking about the condemnation. We cried out for him to be crucified. Man wanted him to go through all that pain, not Satan.
The fact that Jesus suffered so much physically exposes our sinful nature. Secondly, we know this because of Jesus' words earlier on before crucifixion. Jesus himself said that our sinful nature is the thing that will cause him to suffer so much. Prior to his crucifixion, when he was in the garden, he told his disciples, "The hour is at hand, and the Son of Man is being betrayed into the hands of sinners." Notice it says he's betrayed into the hands of sinners, not into the hands of the evil one. The sinners. It was the sinful people who took Jesus and caused him to go through all of that suffering. And not only did Jesus say it, but the angel said it at his tomb. He says, they say, "Remember when Jesus said, the Son of Man must be delivered into the hands of sinners." They reinforced this fact. In order to expose our sinfulness, Jesus accepted to suffer so much. And thirdly, we know he experienced this physical suffering to expose our nature because of the fact that the people in Jesus' generation did nothing to stop it. Not only did the humans physically act against him, but they didn't do anything to stop it either. It was also sinful, the human sinful nature that didn't stop what was happening there. The Bible makes this clear in Isaiah 53, verse 8. It says, "By oppression and judgment he was taken away, and as for his generation, who considered that he was cut off of the land of the living?" The word used in this passage for considered is one that also means to put forth, to speak, to complain. And so it's saying he was oppressed and he was judged, but as for his generation, who spoke out against it? Who of his generation cared that he was going through that? This verse makes it clear that his suffering and his death was experienced because the humans of that time did nothing to stop it. They didn't care about what was happening to him. Something that shows the sinfulness of man. To take no action against a righteous man being subject to such extreme amount of pain. And in fact, we're so corrupt that the people of that time didn't even consider it. They didn't even think about it. Jesus suffered so much in order to expose our sinfulness. Now, of course, there were people at that time who didn't want Jesus to suffer, right? People who felt sorry for him and maybe even did try to stop that from happening. And of course, there were people who, after the fact, felt bad and regretted what they had done, that they didn't speak out against him. But that was, of course, too late. In the heat of the moment and with everyone screaming for him to be crucified and put through all of that pain, with all the mocking and spitting that was going on, everyone just went with it. In fact, we know of a particular person that did exactly that. He regretted what he had done after he did it. The person I'm thinking about is the centurion who said, "Truly, this was the Son of God." Who would willingly subject the Son of God to that type of pain? And yet, he did it because of all that was going on, because he didn't know at that time, and because of his wickedness. During his suffering and death, the human generation as a whole did not care what was happening to him. The Word of God clearly tells us this. In all of these things, in the psalm we read tonight, in Jesus' words, and throughout the other passages in the Bible, we see that one of the reasons Jesus suffered so severely was to expose our sinfulness. And yes, we are all a part of that. Because we are just as sinful as the past generations are. Jesus' suffering exposed the sinfulness of humanity, including me and including you. And if there is anyone here tonight who didn't accept Jesus' sacrifice, you are in a very dangerous spot. You're just waiting to be condemned for that same wickedness. Jesus endured physical pain in order to expose our sinfulness. And secondly, he suffered so much physically in order to help us as humans understand what happened on the cross. If Jesus did not suffer as much as he did, we would have a harder time understanding what happened there.
We as humans can relate to pain. And so Jesus used that mechanism to help us understand his sacrifice. First of all, we know this is true because of what is referred to here in the psalm that we read, the very first verse. My God, why have you forsaken me? This phrase that we have recorded here is one of the last words of Jesus Christ on the cross. And the reason for this cry was that God abandoned Jesus' spirit at that time. He was experiencing what any one of us would experience at death. Our sinfulness taking full effect and being separated from God. You see, Jesus was dying, and as bearer of our sins, his human spirit was then separating from God, and that produced this emotional cry. The pain that he suffered at that moment was an intense darkness and torture felt because God had forsaken his spirit. But tonight we said we'll focus only on the physical suffering, right? So you might be wondering why I'm bringing this part in. Well, think about it. This is the only time in all of Jesus' suffering in which we hear him crying out. He suffered massive beatings all over his body, thorns in his head, lashes around his body, literally removing plucking his beard from his face, nails into his hands and feet. He was disfigured. And yet we have no record of Jesus crying out. But when this moment comes at the end of his life, he cries out and he shows us that that was the most painful experience of all, even more than his physical suffering. You see, that part of his sacrifice, the part of his sacrifice that we can relate to is his physical pain. It brings tears to our eyes to think about what he went through. But what God tells us is that that physical pain is nothing compared to what sin brings at the end of our life, the pain that Jesus experienced then. That's the only time we hear Jesus crying out. There was immense pain there. Jesus suffered that physical pain so that we as humans can understand that, so we can understand that sin, the pain of sin, is worse than his physical pain. Jesus accepted to endure all of that just for us to understand that. And secondly, we know that he endured physical pain to help us understand his sacrifice because we also see it throughout the Bible. An example of this is Isaiah 52, which says at the end, "His appearance was marred more than any man, and his form more than the sons of man. Thus he will sprinkle the nations. Kings will shut their mouths on account of him, for what had not been told them they will see, and what they had not heard they will understand." A passage that is packed with so much meaning. The text says that he was so disfigured that kings would shut their mouths on account of him. In the moment that people would see what happened to him, after it happened to him, how beat up he was, they would shut their mouth. What it indicates here is a respect and a reverence that they had for Jesus because of that. He was so tortured that the people of the earth would have a respect for him. It's the same language that Job uses, the language that's used in the book of Job. When his friends found out what happened to him, what did they do? They went to go comfort him, and when they arrived, they sat for 7 days and shut their mouths. They didn't say a word. Because his pain was so great. We as humans can relate to physical suffering just as Job's friends did. And just as the king mentioned in this passage in Isaiah would do. And then notice that these verses talk about the nations being sprinkled as they look at the disfigured Jesus. They would understand what they were told, it says, what they were not told, it says. These people look at the suffering of Jesus and understand the sprinkling of nations. Even though they weren't told, they understand it. Similar to what we discussed earlier, we as humans can relate to physical pain, and therefore we can understand what happened after his physical pain. The pain that was brought about because of our sins. And Jesus endured that just to help us understand that.
through the cry of Jesus on the cross and through the written word of God, we see that Jesus' physical suffering was meant to help us understand his sacrifice. It puts us in a place that we can understand and seriously consider our status after death. Isn't it so amazing that even in his physical suffering, God had a higher plan? He didn't only prepare a plan of salvation, but he also accepted to suffer much more than necessary just to make it easier for you and for me to understand. I was blown away as I started to think about this past days. God chose to endure intense pain just to help our minds understand it. And so tonight, I want to leave you with this. And if you have never made a decision for God, I'm speaking to you. God has laid it out so clearly for you tonight. His physical suffering was experienced so that you and your sinful nature is exposed, that you understand you need salvation. His physical suffering was endured to show you how to solve your problem of sin. It explains what Jesus really accomplished on the cross, that he paid for your sin in the most painful experience of all. If you have never accepted Jesus Christ in your heart, I don't want this moment to pass without giving you a chance to do that. So let's all of us bow our heads. If you are at that place in your heart, you understand what was spoke here tonight, and you want to accept the gift of salvation through Jesus Christ, pray this prayer after me. Dear God, I am sorry for all of the sin in my life. I know that I cannot pay the penalty for it, but I know that Jesus Christ paid for my sin when he died. Tonight, I accept that payment that Jesus made. Please come into my heart, change me, and give me eternal life. In Jesus' name I pray. Amen.
ridicați în picioare să dăm laudă Domnului nostru cântând o cântare, ne închinăm și cu darurile noastre de bunăvoie. Seara deosebită, aș vrea să dăm loc și celor care stau în bancă să participe, în sensul că din partea surorilor, dacă cineva are o cântare care vrea să o cântăm, după ce cântăm această cântare, Maria Murga are o poezie și apoi surorile, dacă au câte o cântare pe care vor să o cântăm, să spună și motivul pentru care vor să cântăm această cântare. Care-i motivul sau reason? Yeah. Rațiunea pentru care iubesc cântarea respectivă și doresc să o cântăm. Pentru că suntem la Golgota, fie ca să dăm atenție la fiecare mesaj, fiecare lucru care este
afirmat în seara aceasta în prezența noastră prin cuvântul Domnului. A wooden cross, an awkward thing, was brought and placed before the king. He bowed his head and picked it up. With humbleness he drank the cup. The splinters chafed at cut and bruise. The placid face was but a ruse. His sad, pained eyes that were downcast would leave your very soul aghast. In purple robe and thorny crown, the king paraded through the town, and no one heard the lifeless moan, though in a crowd he was alone. He walked until he stumbled, fell, more dead than live as all could tell. Another took his burden great, first casting him a look of hate. And then they reached the darkened hill, where lonely king they were to kill. They nailed him to its wooden face, in view of men of every race. Alone he hung with head on breast, alone encountered every jest. Alone he took up all the blame, yet blameless one is his true name. He hung there, there was no more sun. He hung there until all had run. Cruel death had done her very best. His wasted body took its rest. They buried him in quiet grave. Who trusted him the way to pave? Despair they might, for he was dead, he who the wandering crowds had led. The third day dawned quite bright and clear. The light dried out every tear. For Christ had risen from the dead, fulfilling everything he said. The king is now the king of kings, who gives all room under his wings. He offers love, redemption, peace. Life with the king will never cease. Amen. Amen. Și acum o soră care vrea să ne spună o cântare, care iubește în mod deosebit despre suferințele Domnului și motivul pentru care iubește. Dați-vă rog microfonul sorei Lavinia și apoi sora Stoica. Stella. Aș vrea, dacă se poate, să cântăm cântarea Multă vreme eu am rătăcit. A fost prima cântare care m-a învățat-o pe de rost. Din cartea de cântare am avut 6-7 ani și am făcut surpriză mamei când a venit la serviciu, am învățat-o pe de rost. Mulțumim. Numărul 700, da?
cântarea asta a fost și o mărturisire de credință, nu-i așa? Și dacă poți să spui cu toată inima ceea ce ai cântat, înseamnă că Domnul Iisus e Mântuitorul tău. Sora Stella. Înainte de căsătorie, când eram încă tânără, sora mea a avut un accident foarte grav și mult timp n-am înțeles oare de ce am găduit Domnul să trecem prin așa ceva. Asta a fost cea mai mare încercare în familia mea de când sunt pe pământul acesta. Și cântarea care ne-a încurajat foarte mult și ne-a mângâiat ca familie este Mă încred în El orice s-ar întâmpla. Mulțumesc. Mă-ncred în El, orice s-ar întâmpla. Bine, are o poezie și dacă mai este o soră care are o cântare, mai este cineva? Da, sora Crișan, sora Tia? Numai o clipă, sora Tia, ca să prinzi microfonul, să audă și cei de pe internet. De mică mama m-a învățat să cânt și să spun poezii și cântarea care m-a învățat era De copil mă încred în tine, scumpul meu Iisus. Totdeauna ești cu mine, tu așa mi-ai spus. Mulțumesc, vreți să cântăm? Da. Frate Marcel, pe sora Lavinia cântăm cântarea asta.
când citești Scriptura Sfântă și rămâi pe gânduri dus, parcă vezi prin ceața vremii cum pe Golgota, Iisus înălța spre cer privirea, dornic pironind văzduhul, până ploapele-i căzură peste ochii buni. Iar Duhul, dezlegat, porni în grabă jos, în închisoarea morții, în șeol, să frângă în două, pentru a-i săi zăvorul porții. Și te înalți apoi cu gândul în Eden și vezi în zare o cetate de lumină cu oștiri în sărbătoare, vezi pe porțile înalte de cleștar dintr-o bucată heruvim cu patru aripi și cu spada înflăcărată, înălțându-se ca zorii peste floarea primăverii. Dar deodată, din trompete da un lung semnal străjerii, da, departe, printre stele, ca un fulger neîntrerupt, un convoi străbate largul bolților de dedesubt. Și curând, de cântec falnic, cerul cerului umplându-l, iată-i, cete după cete, ca noștiri ținându-și rândul, vin în haine de lumină și se înalță ca un stol, zecile de mii de duhuri ridicate din șeol. Izbăvit de sub pedeapsă, vine primul om, Adam, apoi Eva, Set și Abel, Noe, Terah, Avram, iată, Isaac și Iacov smulgi din lanțurile grele, Iosif, ca o stea sclipește între 11 stele. Moise, ușurat de greul lespezilor din Horeb, Iosua îi stă la dreapta, iar la stânga e Caleb. Gedeon, privind cetatea și oștirea fără număr, și Samson lăsând să-i cadă pletele mai jos de umăr. David, fericit să uite de păcatele iertate. Solomon și toți urmașii casei binecuvântate, toți profeții și martirii ce au murit frângându-și dorul, de la nepătatul Abel la Ioan Botezătorul. Iar în fața tuturora, ce luceafăr glorios umple cerul de lumină și de har victorios, e Iisus, purtând pe frunte diadema de lumini, cu aceeași simplitate cum purtase crengi de spini. E Iisus, cu mâini întinse într-un gest de raze nins, cu aceeași duioșie cum pe cruce le-a întins. Vai, dar poarta cea înaltă, dintr-un singur alb cleștar, cum își va deschide oare uriașul stăvilar? Până în bolți un glas răsună larg, ca bubuitul lavei, sus, acum voi, porți eterne, iată, împăratul slavei! Cine e împăratul slavei? Domnul tare și viteaz, care a biruit în luptă cel mai fioros grumaz. Și târziu, când paradisul s-a închis cu un vuiet lin, printre stele, către poartă, vine încet un biet străin. Ochii lui sunt plini de frică, părul în frunte, fața subtă, peste trupul plin de sânge, poartă o cămașă ruptă. Ce vrei tu? Îi spune unul dintre îngerii străjeri. Cine ești? Îl mai întreabă, iscodind cu ochi severi. Eu? Răspunde încet străinul, copleșit de un oftat. Sunt un ticălos din lume. Nu știu să fi fost păcat, să nu-l fi făcut în viață. Am ucis, am jefuit. De copil m-a prins o vrajă de păcat și de cuțit. Mă țineam ascuns în peșteri și pândeam pe cei bogați. Sângele curgea ca apa, apoi galbenii prădați mi luau toți cârciumarii și femeile pierdute. Și cădeam în zor pe o vale, între brusturi și cucute. La altare n-am dus jertfă, nici o mierlă de când sunt. N-am știut de rugăciune, n-am avut nimic ca sfânt. O putere, un balaur, îmi da brânci să beau, să prad. Vai, destul! Vorbi străjerul. Locul tău e acolo în iad. Și cu mâna lui întinsă, i-arătă în jos, sub cer, într-o gură de întuneric, flăcări vii într-un crater. Se uită îngrozit străinul, iar apoi încet șopti. Da, acolo. Dar ascultă, înainte de a muri, o sândind fiind la moartea cea mai grea, mai blestemată, țintuit pe lemnul crucii, am văzut hulit de gloată un profet murind alături, ba mai mult ca un profet. Nu era un om din lume, ci sub fruntea de nămet îi plutea în ochi o pace și o dumnezeire în grai. El mi-a spus privind în fața,
azi vei fi cu mine în rai. Și acum, o întrebare, un cuvânt mai am de spus. Dacă tot ce văd e raiul, nu-i pe aici acel Iisus? O, Iisus, e aici în slavă, tot ce vezi îi aparține. Dar de ce ți-acoperi fața hohotind? Sau plângi, străine? Rogu-te, o vorbă numai, nu știu cum să-mi spun almarul. Dacă e Iisus aici, spune că a venit tâlharul. Vino, poarta e deschisă. Domnul îi vorbește în prag, îl privește lung tâlharul, pașii înapoi se trag. E Iisus, acest arhanghel, în veșminte sclipitoare, părul nu-i a lui, nici brâul, nici cămașa de ninsoare, dar privirea blândă, ochii, el e și-a căzut grămadă. Cum? Dar cine-l ridică? Ochii lui nu pot să creadă. Doamne, sunt murdar și în zdrențe sunt. Și-și frânse vorba în dinți. Eu, în haine de lumină? Eu, tâlharul printre sfinți? Și luându-l blând cu sine, strălucitul voievod, lângă tron ducându-l zise, el mi-a fost întâiul rod. Și acum, să știi oricine, unde a intrat tâlharul, nu-i pe lume om să creadă și să nu-l primească harul, nu-i păcat pe care Domnul nu și-a pus făgăduința. Unul singur nu se iartă niciodată, necredința. Amin. Între doi tâlhari. Știți de ce între doi tâlhari? Tâlharea aceea ne reprezintă pe noi. Noi toți suntem tâlhari. Și locul nostru era acolo, lângă el. Dar unul și-a recunoscut păcatele și a ajuns mântuit. Și altul l-a blamat pe Domnul Iisus și a fost pierdut. Și în congregația noastră există două tipuri de oameni. Unii care și-au recunoscut nevrednicia și au chemat numele Domnului Iisus Hristos, acceptând grațierea. Și alții care cred că sunt buni și n-au nevoie de mântuire și vor ajunge în iad. Fie ca și mesajul acesta al poeziei să ne cerceteze și să ne determine pe toți să ne afirmăm credința adevărată în Domnul Iisus, aceea care recunoaște nevrednicia noastră și vrednicia Lui. Adu-ți aminte de mine, Doamne, când vei veni în împărăția Ta. Cântarea cu care a cerut-o sora, dacă mai este cântări, vă rugăm să căutați cântări care se referă la evenimentul acesta al morții Domnului Iisus Hristos. De copil ție mă-ncred.
Sora Mariana și exprimă dorința după o cântare. Mă o clipă să priviți microfonul. Este cântarea Așa cum sunt la tine vin. Este cântarea prin care Dumnezeu mi-a schimbat viața mea. Și aș vrea din toată inima să rog să schimbe și alte vieți și astăzi. Amin. Amin. Așa să fie. Haideți să trăim această cântare, nu doar să o cântăm de pe buze. Surorile. Da, sora Tia spune o poezie și apoi care sora care vrea să următoare cântare, spuneți din timp ca să știm. Spuneți sora Maria și apoi sora Tia poezia. Sora Maria. De ce o doriți cântarea asta? Pentru că cu 20 de ani în urmă, când Dumnezeu m-a cercetat și mi-a schimbat viața, a fost cântarea care am iubit-o foarte mult. Am dorit să cântăm, să mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut El. Amin. Și îmi place și astăzi la fel. Slavă Lui! Bucurie să ne amintim de ziua aceea minunată când l-am primit pe Domnul. Sora Tia? La piciorul crucii tale, la piciorul crucii tale, însângerată de durere, în țărâna scormonită diabolic și hain, frântă hohotind în lacrimi, o femeie îngenunchează, când veninul omenirii l-ai sorbit paharul plin. Nici furtuna n-o înspăimântă, nici pământul care geme, despicându-se haotic, prăvălindu-și grele stânci, mândră mama ta veghează,
Iisus, Duh al nemuririi, înălțat cum ești pe cruce, oasele cum ți le frângi. Și din coasta ta străpunsă, peste părul ei se scurge strop de sânge, cald și gingaș, plămădit în greul chin. Sânge, ah, simbol de veacuri, dădător de nemurire, de pe cruce despărțit ai omul sfânt de om păgân. La piciorul crucii tale îngândurați ai tăi veghează, și în durerea lor profundă se oglindesc în trupul tău. Ei se cred străini când, iată, glasul lui la ei coboară. Fiule, privește-ți mama, mamă, iată fiul tău. Amin. Surorilor în seara aceasta. Altă soră care are o cântare preferată și care vrea să o cântăm? Mai cineva? Dacă nu, trecem la bărbați. Da, atunci trecem la sora Marusia. Numai o clipă să primiți. Acum 3 ani, de îndată ce am ieșit din operația care a durat aproape 8 ore, când am început să gândesc, am realizat că nu știu prea multe lucruri despre Domnul Iisus și că aș vrea să știu mai mult. Și cântarea Mai mult despre Iisus m-a urmărit foarte mult timp. Am înțeles Eclesiastul că totul este deșertăciune și că suntem în fața Lui, suntem goi și numai credința este ceea ce ne ajută să ne uităm la El. Amin.
Dacă mai este vreo soră? Sora Iunis, așteptați microfonul. Aș dori să cântăm Te iubesc, Iisuse. Duhul Sfânt mă îndeamnă tot mereu să-i spun Te iubesc, mai ales când mă gândesc la jertfa Lui. Amin. Seara aceasta s-a pus accent mare pe suferințele fizice ale Domnului Iisus Hristos pentru păcatele noastre. Și un motiv pentru care s-a pus un așa accent puternic pe suferințele fizice a fost acela că în suferințele Lui fizice, noi oameni ar trebui să ne vedem toată starea noastră de păcat. Hidoșenia păcatului omenesc care îl dă la moarte pe Fiul lui Dumnezeu, Cel care n-a făcut decât bine toată viața. Și îl dă la moarte într-un mod barbar. De neimaginat. Aceștia suntem noi oamenii în starea de păcat. Aici ne-a dus păcatul strămoșesc. Nu știu dacă în tablou acela la cruce ne-am zugrăvit și pe noi acolo, ne-am identificat și noi cu cei care au fost acolo și l-au răstignit pe Domnul Iisus Hristos. Că până n-ajungem să ne vedem așa de păcătoși cum au fost cei care l-au dat morții pe Domnul Iisus Hristos, moartea Lui nu ne este de niciun folos, să știți. Numai cei care sunt convinși că sunt la fel de păcătoși ca și cei care l-au dat morții pe Domnul Iisus Hristos, beneficiază în mod real de moartea Domnului Iisus. În timpul renașterii au fost doi pictori care și-au pus autoportretul în imaginile pe care le-au pictat, în două imagini foarte diferite. Știți că renașterea a fost curentul acela cultural care a reînviat artele antice, interesul pentru studiile antice. Și unul dintre ei a pictat un tablou numit Școala din Atena. Și în prim plan așa mare era Platon și Aristotel, cei doi mari filozofi,
Și în jurul lor mulțime de oameni, așa mărunți, ăștia sunt corifeii lor. Și printre mulțimea aceea de corifei, autorul tablou și-a pus și el ființa acolo, autoportretul său. Și el a întrebat, de ce ți-ai pus acolo autoportretul? Și el a spus, sunt un admirator a celor doi, al lui Platon și Aristotel, sunt și eu unul din ucenicii lor. Un altul a fost preocupat de cu totul altceva. A pictat răstignirea Domnului Iisus Hristos. Și printre mulți aceia oameni pe care i-a pus în pictură, strigând împotriva Domnului Iisus Hristos și hulindu-l și bajocorindu-l, a pus și figura sa printre cei care îl huleau pe Domnul Iisus și a făcut și autoportretul său. Și v-a întrebat, de ce ți-ai pus portretul în acest tablou, într-o asemenea postură? Și l-a spus, pentru că și eu sunt vinovat de moartea Domnului Iisus Hristos. Din pricina mea a ajuns acolo pe cruce. Eu sunt unul care am cauzat moartea Lui. Și acum, tu cu cine te identifici? Cu cei buni? Sau cu cei care l-au dat morții? Un predicator englez a scris o poezie frumoasă în tonul pe care a scris și Ioanid poezia lui. Asta e realitatea, că cei care ajung să-L cunoască pe Domnul Iisus au aceeași impresie despre ei. Ioanid spune, nu-i singur Iuda vinovat de sângele ce se dădu. Nici marii preoți, nici Pilat, cât lumea întreagă prin păcat, cât eu și tu. Și predicatorul englez scrie așa, eu fostam cel ce Sfântul Sânge l-am vărsat. Eu sus pe cruce pironit l-am atârnat. Eu fui răstignitorul Fiului lui Dumnezeu, printre batjocoritorii săi fui iarăși eu. Mă recunosc în gloata ce-n urlete-l hulea și în vuietul de veci mi-aud și vocea mea. Am fost părtaș la răstignirea lui, am fost și vina-mi recunosc și ura-m fără rost. Parcă mă văd la cruce ca jalnic ulitor, râzând de al său geamăt strigat sfâșietor. Totuși, nătânga-mi voce, îmi pare însingurată și simt că ironia-mi de toți mi-e condamnată. Și acum, cu ce gând pleci în seara aceasta la acest serviciu divin în care ne-am adus aminte de moartea Domnului Iisus Hristos? Te consideri printre cei vinovați de moartea Lui și prin această recunoaștere te bucuri de iertarea pe care El ți-o dă? Sau stai încă departe și străin de crucea Lui? Fie ca Dumnezeu să ne cerceteze pe toți și să ne definim poziția față de crucea Domnului Iisus Hristos și să trecem de partea celor care cred în jertfa Lui și au parte de iertare și de viață veșnică. Amin. Am ajuns la sfârșitul serviciului acestuia de Vinerea Mare. Înainte însă ca să plecăm, nu plecăm încă deocamdată, nu toți, tinerii sunt rugați să mai rămână pentru câteva minute de repetiție. Nu știu unde va ții repetiția asta, frate Stelu. Tinerii trebuie să rămână pentru o cântare sau nu-i corul? Tineretul. Tineretul este rugat să rămână în urmă, să meargă în sala 100, nu știu, sus, unde au repetiție de obicei. În orice caz, tinerii sunt rugați să rămână să repete o cântare pe care o cânta de Paște. De asemenea, am primit o cerere de rugăciune. Fratele Ted Groza ne roagă să ne rugăm pentru Giulia, care a avut un accident de mașină. Fratelie, poți să ne dai mai multe detalii? Tot ce știu că m-a sunat acum, în timp ce eram în biserică aici, așa mi-a și fost, i-am textuit înapoi că nu pot să mă duc, că sunt în biserică, el i-o spune, e urgent. A mers, mă suna, zice, Giulia a plecat în California fără voia lui. A avut un accident de mașină și zice, dacă vrei să nu duci biserica, să se roage. Nu știu în ce stare e. Zice că are hemoragie la stomac. Sau e în stare gravă. Yeah. Să ne rugăm pentru Giulia. Haideți să ne ridicăm. Să venim cu toți înaintea Domnului, înainte de toate cu recunoștință pentru
Toate lucrurile pe care le-am auzit în seara aceasta și altele pe care nu le-am auzit, pentru că Domnul Iisus ne-a mântuit. Și apoi să venim și cu cererile noastre și în mod deosebit să aducem cererea aceasta pentru tânăra aceasta, pentru Giulia. Domnul să se îndure de ea. Să mergem toți și vreau să, așa cum am continuat în serviciul acesta, să și terminăm în rugăciune. Rog pe sora Claudia Gabor să ne conducă cu voce tare. Tata care ești în cerul, venim cu mulțumire, Doamne, și cu umilința că ne-a descoperit pe Domnul Iisus și ne-ai făcut parte de această mântuire veșnică. Da. Ne minunăm de ea, Doamne, și ne minunăm că ai descoperit-o și copiilor și tinerilor, da. Doamne. Doamne, numai în cer vom înțelege pe deplin jertfa care ai depus-o pentru noi, Doamne, și până atunci am fost să rămânem lângă crucea ta, Doamne, smeriți și credincioși ție, ascultători în totul, Doamne, așa cum a fost Domnul Iisus. Doamne, fă să ne și bucurăm în weekendul acesta, de sărbătoarea aceasta, să ne bucurăm în Tine și să ne găsim plăcerea în Tine, în cuvântul Tău, în laudele Tale, Doamne, căci vom petrece o veșnicie cu Tine și îți mulțumim pentru aceasta. Slavă Ție! Fă, Doamne, să lucreze noi cuvântul Tău și Duhul Tău cel Sfânt, Sfințenie, să fim plăcuți, Doamne, și să semănăm tot mai mult cu Tine. Doamne, te rog și eu pentru această tânără, Giulia, să te înduri de ea, Doamne. Amin. Să o împaci cu Tine și cu părinții ei, Doamne. Te rog să-i dai și vindecare, Doamne, și să o întorci în familia ei, Doamne, să binecuvintezi întreaga casa lor, Doamne, și de aceste sărbători te rog să aduci un suflu de bucurie, de prospețime, de neprihănire peste ei și peste noi toți. În numele Domnului Iisus te rog, Doamne. Amin. Amin. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din ceruri și împărtășirea Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi. Amin. Vă rog să rămâneți așa. Cineva a întrebat dacă anunțurile precedente au rămas valabile. Bineînțeles, duminică dimineața ne întâlnim cu ajutorul Domnului la 8, corul bărbătesc pentru repetiție și noi ceilalți pentru breakfast. Am mai vrut să fac un anunț. Haideți să mai cântăm o cântare înainte ca să plecăm. Cântare în limba engleză. Dacă să cântăm sau să ascultăm sau amândouă. Haideți să încercăm să le facem pe amândouă. Să te rog să pui acea cântare. Este o cântare care o cântă Cătidră și o cântare care se întâmplă chiar de vineri seara. Cred că cea mai potrivită. Cred că majoritatea știți cântarea. Vă rog să nu cântați dacă nu-i auziți pe cei care cântă. Sau haideți, așa încerc să încântăm împreună și să trăim această cântare.
Aduceam aminte de cuvintele Apostolului Pavel care spune: fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți, fără aluat, căci Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit. Să prăznuim dar praznicul cu azimile curăției și adevărului. Amin. Domnul să vă binecuvânteze.